Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în tutorialul de astăzi o să vedem cum putem să șeruim rapid un text de pe calculator pe telefonul nostru Android. Acest lucru este posibil momentan doar cu ajutorul browserului Google Chrome Canary. Google Chrome Canary este o versiune de Google Chrome destinată dezvoltatorilor. Dacă vreți să descărcați și voi această versiune, căutați pe Google, Google Chrome Canary și dați click pe primul rezultat. Veți ajunge pe această pagină. Ne spune și aici că poate să fie instabilă această versiune de Chrome. Descărcați Chrome atât pe telefonul mobil cât și pe calculator. Îl instalați. La fel am făcut și eu. După ce am instalat această versiune de Chrome, vom scrie în bara de adrese pe calculator chrome://flags și aici vom căuta în această căsuță de căutare după aceste opțiuni. O să vă las în textul de deasupra tutorialului aceste opțiuni. Le setăm pe Enable. Și următoarea opțiune este aceasta. O setăm și pe aceasta pe Enable. După ce le-am activat, dăm Relaunch la browser. Mergem pe Google. Înainte de asta, trebuie să fiți conectat cu contul de Google și pe telefonul mobil și pe calculator. Și trebuie să aveți activată sincronizarea. După ce am făcut acest lucru și ne-am asigurat că sincronizarea este activă pe ambele dispozitive cu Chrome Canary, vom putea acum, dacă selectăm un text și dăm click dreapta, să copiem textul respectiv și să îl trimitem pe telefonul nostru cu Android. Dacă dăm click aici, textul va fi trimis pe telefonul meu mobil și voi primi o notificare cum că am un text în clipboard. Bineînțeles, telefonul mobil trebuie să fie și el conectat la internet. Nu este nevoie să fie conectat la aceeași rețea ca și calculatorul sau laptopul. Haideți să testăm. Selectez acest text, clic dreapta și aleg Copy to. Și aici apare denumirea telefonului. Am dat copy și în acest moment observăm pe telefonul mobil, avem această notificare. O să încerc să trag jos bara de notificări. Text trimis de pe desktop și aici apare numele calculatorului meu. Este copiat în clipboard. OK. O să deschid browserul și aici, dacă țin apăsat și apăs pe lipește, observăm că textul pe care l-am copiat de pe calculator a fost lipit în browserul de pe telefon. Așa cum am spus la început, momentan această funcționalitate este disponibilă la nivel de dezvoltatori, în această versiune destinată dezvoltatorilor. Am făcut tutorialul pentru a vă aduce la cunoștință că această funcție există și să sperăm că va fi implementată cât de curând în versiunea stabilă de Google Chrome. Cam asta am vrut să vă arăt astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!